16 februarie 2019, Eagles 11. Cred că unul din cel mai așteptat show al începutul acestui an. În cardul prelims vom avea revanșa lui Grosu împotriva lui Brume. Îl vom vedea pe Bostan, care după o pauză s-a întors în proiectul Eagles. De data aceasta vreau să spun lui Bruma să fie pregătit la 100%, pentru că va fi o luptă foarte încordată. Eu sunt pregătit la 100%, sunt foarte motivat și de data asta merg după câștig. Data trecută ceva nu a mers după plan, dar de data asta va fi altceva, va fi altă luptă. Sunt suboficier al Batalionului Special de Escortă și Pază. Deja activez în domeniul poliției și vom merge cu o echipă mare și avem nevoie de un câștig. Vreau să invit toți fanii să mă susțină și să susțină alți luptători care vor arăta lupte faimoase, pentru că va fi niște lupte incendiare. Da, eu am lucrat asupra greșelii, cred că cea mai mare greșeală mea a fost psihic, nu am fost gătit de luptă, dar de data asta eu sunt încrezut în mine și voi merge până la capăt. Celor peste hotare, vă rog să priviți live pe Fight TV. Da, pentru mine este o nouă luptă. Mă sperez să fie o nouă victorie. N-a să-i dau voie la câștig, desigur. Mă sperez să fie victoria mea. Asta e o șansă pentru Lean Gros o să fie. Pentru mine asta să fie un examen care trebuie să-l trec și să-l trec cu bine. Mă gândesc să arăt lupta normală, să nu fac greșeli. Da, în timpul luptei mă sterui să aud ce strigă antrenorii, desigur. Să aud ce strigă ei și la asta spun ce fac eu deja. Pentru mine, să consider ce e mai bine, cum mai bine. Pe data de 16 februarie vă rog să veniți la Manej Arena, să susțineți tot luptătorii de arte marțiale mixte. Vă rog să priviți live FIA Fights TV. Da, sunt gata la 100%, pregătirea a decurs foarte bine și așteptăm data de 16. Așteptările sunt doar câștigul, mă duc doar după câștig. Adversarul, da, este experimentat, pot spun, sunt gata. Ceva nou n-am văzut la el. Da, vreau să lupt mai mult din picioare, mâini, picioare. Cred că să arăt ceva nou de data aceasta. Da, desigur, toți amatorii de arte marțiale mixte invităm pe 16 februarie. Noi, sportivii, avem nevoie de susținerea voastră. Priviți live pe Fight TV.